Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut la o nouă ediție Igor Dodon, Președintele Igor Dodon Răspunde. Suntem astăzi live, este ziua de vineri și chiar dacă suntem în plină campanie electorală, știți că două zile am fost mai multe, în două raioane, am fost alaltă ieri în Anenii Noi, ieri am fost în raionul Ungheni, am avut mai multe întrevederi. Necătând la faptul că suntem în plină campanie, eu am hotărât ca în fiecare zi de vineri noi totuși să ne vedem în acest format. Așa că, stimați reprezentanți mass media care doriți să-mi acordați întrebările, pentru că sunt și de la dumneavoastră întrebări, și cetățenii care vor, în afară de întrevederile noastre în teritoriu, să-mi acorde careva întrebări, aveți posibilitatea să le pregătiți pentru aceste întâlniri virtuale online cu dumneavoastră, care vor fi în fiecare zi de vineri, în pofida faptului că suntem în campanie electorală și mergem destul de activ în teritoriu pentru a ne vedea cu oamenii. Săptămâna aceasta, practic toate echipele, toate partidele care sunt înregistrate au început campania electorală. Noi suntem destul de activi. Toți 70 candidați socialiști și 30 de candidați de la Partidul Comuniștilor care sunt pe listele blocului electoral comuniștii socialiști, avem întrevederi masive în teritoriu. Eu vreau să spun prima impresie până am merge la întrebările care sunt la mass media. Campania abia începe. Oamenii sunt destul de pasivi până ce. Nu, cel puțin la mine la întrevederi vin foarte mulți. Ieri au fost circa 1000 de cetățeni la 4-5 întrevederi care le-am avut. Dar, în general, ei spun că campania electorală încă nu se simte așa pulsul. Ceea ce e și normal, pentru că este la începutul campaniei electorale. În mare parte, întrebările care vin din partea cetățenilor țin de problemele curente. Care de obicei pensii, salarii, drumuri, apeducte, îngrijorați, apropo, tot mai des aud întrebarea îngrijorați de posibilul control extern asupra instituțiilor statului. Acest mesaj a ajuns la cetățenii din Republica Moldova și am auzit acest lucru de la vorbitori și de limba de stat, de limba moldonească și de limba rusă. Voi continua întrevederile și în următoarele zile. Mâine am întrevederi într-un raion din zona centrală. Poi mâine voi fi. Și cred că aceste întrevederi sunt binevenite. Le recomand tuturor, celor care s-au lansat în campanie, să pun accentul totuși pe întrevederi electorale. Poate mai puțin PR politic, mai puțin PR negru care încearcă acum să fie plasat, mai puțin în victimizare, să mergeți în teritoriu să discutați cu oamenii. Acum haideți să vedem întrebările care au fost acordate din partea surselor media. Avem 6 surse media care au acordat întrebări și după aceea, stimați prieteni, văd că online, online merge, băieți, da? Online este, o să aștept întrebările dumneavoastră și cele care vin, care vin online. Văd că deja câteva sute de persoane s-au conectat, ne priviți. Au apărut deja și primele întrebări care vin online. Eu sunt gata să răspund la toate întrebările care le veți acorda online. Haideți să mergem acum pe întrebările de la mass media. Unimedia, cum comentați vizita președintei Maia Sandu la CSM? Dumneavoastră ați întreprins astfel de vizite în calitate de șef de stat la conducerea sistemului judecătoresc, da sau nu? Eu consider că aceasta este o încercare de presiune asupra sistemului judecătoresc. În general, noi vedem mai multe încercări de a face presiuni pe anumite instituții ale statului, din partea instituției prezidențiale, în pofida că atribuțiile șefului statului nu presupun astfel de intervenții. Mi-am permis eu sau nu în calitate de șef de stat să fac astfel de lucruri? Nu, cunoașteți bine. Eu dacă aș fi făcut așa cum procedează actuala conducere a instituției prezidențiale, dacă mergeam cu consilierii mei la CSM sau în alte instanțe, eu cred că sărea toată presa în cap, mai ales toți așa numiște ONG-și de dreapta. Sunt, avem o mulțime de experți care se dau cu opinia, care sunt foarte activi, însă critică doar pe o parte. Dar aici vedem că se tace. Eu cred că această vizită ține de eventual posibil concurs pentru încă un membru la Curtea Constituțională. Toți au înțeles care este rolul Curții Constituționale în Republica Moldova, cu regret un rol nu de arbitru, dar un rol de instrument politic. Și dat fiind faptul că acum se desfășoară un concurs la CSM pentru a alege, a determina, a propune un nou candidat la funcția vacantă de membru a Curții Constituționale, probabil șeful statului a încercat să meargă încolo să facă presiuni. Dar la noi este vorba, cât mai tare faci presiuni, efectul poate fi invers.
Eu vreau să mă acord, să mă adresez către toate instituțiile, absolut, că e vorba de CSM sau alte instituții de stat. Nu vă dați presați. Nu permiteți cuiva să vină să vă dea indicații. Haideți fiecare să-și facă lucrul său în limita competențelor. Instituția prezidențială are anumite competențe. Într-un stat parlamentar, cum este Republica Moldova. De ce să meargă să dea indicații cuiva sau să ceară de la un ministru ceva sau să impună pe cineva, lucrul ăsta nu trebuie să-l admitem. Pentru că în caz contrar ne transformăm într-un stat dictatoriu să avem în Republica Moldova. Că cineva vă chestie întrebare mai departe de Lukashenko. Dar cu ce sunteți voi mai buni ca Lukashenko în cazul ăsta? Pe care îl criticați că nu participă, nu face democratic. Că măcar e stat prezidențial. Dar la noi care e diferența în cazul ăsta? Dacă mergi și le dați indicii la judecători, sau mergi și faci alte lucruri, cu asta este inadmisibil. De ce acum calificăm încercarea de presiune asupra sistemului judecător? Și nu este prima din partea instituției prezidențiale. A doua întrebare de la Unimedia. Maia Sandu vă acuză că ministrul Voicu urmărește membrii familiei sale, dar nu va depune o plângere în acest sens. Cum comentați aceste acuzații? Nu înțeleg ce mă acuză pe mine, ce am eu cu toată chestia asta, în primul rând. Într-a doilea rând, eu am văzut răspunsul domnului Voicu. Eu sunt sigur că nu sunt niciun fel de încercări, de filaj sau de urmărit și așa mai departe. Eu explic acest lucru prin una din două argumente sau de ce se întâmplă asta. Prima, încercarea doamnei Maia Sandu de a se victimiza în campanie electorală, am mai făcut lucrul ăsta de mai multe ori. Sau a doua, este așa o stare paranoică. Mania преследования se numește în limba rusă. Și mie îmi pare că aici e și prima și a doua. Cum să atrage atenția în campanie electorală asupra unei persoane? Spui că ea că ești filat, ești agresat, ești urmărit, caut membrii familiei și așa mai departe. Aberați. În Republica Moldova de filaj, la moment, se ocupă doar SIS-ul, care este în subordinea Maia Sandu. Apropo, o an jumate, 2 ani în urmă, la o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, noi am făcut o analiză detaliată, foarte detaliată, despre filajul în timpul lui Plahotniuc. Noi am ridicat toate ordonanțele de ascultare a telefonilor pe timpul lui Plahotniuc, care erau date de SIS, de alte instituții. Era vorba de 10.000 în decurs de 2-3 ani. Cu o activizare mai mare în timpul campaniei electorale din 2014 și din 2019. Ce se întâmplă acum? Noi cunoaștem informații foarte sigură că odată în 2-3 zile Maia Sandu primește pe masă un raport detaliat de la SIS. Ce a făcut Dodon? Ce a făcut soția Dodon? Când s-a dus copilul la grădiniță? Când l-au dus? Ce fac deputații pe SRM în teritoriu? Ce fac miniștrii? Ce fac procurorii? E ca lucrurile astea, într-adevăr, se întâmplă în Republica Moldova. De ce? Eu cred că strigă hoțul cel care este în proverbe la noi la moldoveni. Defilaj în Republica Moldova acum se ocupă din instituții de stat, pentru că sunt privați, ambasade au unele sisteme de lor deja defilaj. Se ocupă SIS-ul. La indicația președintelui țării. Eu știu că acuși SIS-ul să vină cu declarații, că nu e așa. Nu. Da. Litvinenko pur și simplu așa găsește secvență videolor de la întâlniri prin teritoriu și mai departe, de la camere de luat de vedere, de la stații PECO. Asta pur și simplu e. Nu SIS-ul de asta, pur și simplu le-a găsit, e ca pe internet și le-a plasat. Nu știu, credeți că oamenii sunt proști? În perioada cât eu am fost președinte, după plecarea lui Plahotniuc, nu a avut loc filaj în Republica Moldova. Nu au fost careva dosare politice penale împotriva policienilor. Nu au fost lucruri acestea. Acum se întoarce perioada anume stat dictatorial, stat polițienist. Deci nu mă refer la poliție. Voicu e destul de deștept, înțelept și înțelege că este să aberați și nimeni nu s-o ocupe de chestia asta. Deci asta e o încercare de victimizare în condițiile când cunoaște foarte bine. Doamna președinte, dimineața când luați raportul și când vă spune ce ai băut dimineața un ministru sau ex-președinței, vreau să doar știți lucrul ăsta și eu îl știu că nu ați știți.
Noi abia știm lucrul ăsta. Atunci întrebați-vă pe ce judiciile ați dat indicație să facă lucrul ăsta. Și a doua parte, care spun paranoie, mania preslietnă, este chestia asta. Eu vreau să spun un lucru care, estimați cetățeni, poate nu-l cunoașteți, dar eu îl cunosc. Maia Sandu și-a triplat paza. În fiecare dimineață când vine la serviciu de la Buicani, noi tot trăiesc la Buicani peste drum, la fiecare intersecție de la Buicani până la instituția prezidențială stau ofițerii SPPS. Repet, la fiecare intersecție stau în formă de trecător sau fumează o țigară, dar de fapt ești la SPPS, băieți buni, nu fumează. Stau la fiecare intersecție, niciodată în istoria Republicii Moldova, repet, numai când eu am fost președinte și Voronin și alții, nu au stat inspectorii SPPS de-a lungul drumului la fiecare intersecție, cum stau acum pe timpul doamnei Maia Sandu, ca să-i acopere, ca sistem. Sute de oameni sunt implicați în fiecare dimineață. Eu îi văd. Eu dimineață când merg la serviciu, când stau prin ambuteiaj, eu îi văd, eu doar îi cunosc la față pe mulți dintre ei. Și stau pe marginea drumului, în fiecare zi. E ca să se numește paranoie. Pentru ce? Sute de oameni sunt angajați zilnic în paza actualului președinte. Și aici vreau să fac un mesaj către toți cei de la SPPS și cei de la SIS. Oameni buni, timpurile acestea trec. Așa cum am ridicat totul anterior și am demonstrat că SIS-ul, SPPS-ul, alte instituții, ilegal făceau niște lucruri, lucrul ăsta doar o să vadă. Pentru ce trebuie să mergeți la așa încălcări? Lăsați paranoia asta, lăsați lucrurile, coborâți pe pământ. Suntem oameni pașnici, liniștiți. Pentru ce încercați să vă bateți joc de oameni? Că șeful de la SPPS, pentru ce faceți lucrul ăsta? Că ca după 11 iulie să-i punem puteți la pușcărie și atunci să vă dăm salariile iar mari înapoi. Și noi, eu nu știu de ce vorbiți acum. Liniștiți-vă. Lăsați lucrurile acestea. Timpul să le pune pe toate la locul său. Și toate învinuirile astea publice, victimizarea și așa mai departe. Și eu nu pot să ies săptămâna trecută să vă dau detalii filmat mașinile SIS care îmblă din urma mea prin țară, sau din urma deputaților, sau din urma membrilor familiei mele. Vă dau cu tot cu fotografii, cu colaboratorii, noi doar am fixat. Dar eu chestia asta n-am făcut. Vreți să o facem? O să o facem. Cum merge la fiecare întrevedere electorală, așa de unul și filmează ca să dea raportul și o să-ți dă domnul cu tare sau cu tare. Așa că, ребята, давайте жить дружно. Viața nu se termină aici. Mă refer la oponenții politici, la conducerea instituției prezidențiale. Alegerile vor trece, dar noi trebuie să mergem mai departe. Trebuie să încercăm să vedem cum rezolvăm problemele oamenilor. Dar voi treceți niște lucruri care, de obicei, oamenii înțelepți, maturi politic, nu-și permit așa chestii. Asta au fost întrebările de la Unimedia. Adevărul rom. Un sondaj de opinie realizat recent de o companie apropiată. Apropiată? Noi nu avem companie apropiată de sondaj, asta au cei de drept. Arată că 30% de moldoveni și-ar dori ca dumneavoastră să fiți următorul prim-ministru. Înseamnă asta că pregătiți terenul pentru a obține funcția de premier? Asta voi ghiciți ce înseamnă, ce nu înseamnă. Oamenii vor decide întâi la alegerile din 11 iulie ce partid vor susține și partidele respective vor înainta candidații la funcția de speaker, prim-ministru și așa mai departe. La întrebarea dumneavoastră, probabil v-ați dorit să vă răspund, îmi doresc sau nu funcția de prim-ministru? Eu cred că eu aș face față în această funcție, dar asta nu înseamnă că îmi doresc această funcție. Timpul va arăta. Dat fiind experiența pe care o am și în funcția de ministru și prim-viceprim-ministru și președinte și așa mai departe, eu știu ce trebuie de făcut în funcția de prim-ministru și nu trebuie jumătate de an sau un an ca aici la Harvard cu sacoșile în schinare ca să intru în detalii cum se fac drumurile sau cum trebuie salariile de plătit și pensiile. Eu lucrurile astea le cunosc pentru că le-am făcut în viață, nu odată. Din nou, țin cont de experiența pe care o am. Voi pleda sau nu pentru această funcție? Nu obligatoriu. O să vedem după alegeri. Va fi necesar de experiența mea și de abilitățile. Vom merge, vom decide cu colegii. Nu. Dar nu insist. Eu am cu ce mă ocupa. Partidul trebuie consolidat în continuare. Familia vrea să le acord mai multă atenție și așa mai departe.
Încă două întrebări de la Adevărul Rău, dar se referă la același subiect. Încă nu vă pare rău că prietiniți cu un dictator? După ce Lukashenko a deturnat un avion pentru a reține abuziv un jurnalist. Ar trebui Moldova să-și exprime solidaritatea cu Potasevici și să condamne acțiunile dictatoriale lui Lukashenko? Este cazul că și aeronavele de Moldova să ocolească spațiul aerian? Dar pentru ce noi trebuie să ne alăturăm la aceste sancțiuni? Întrebarea nu este către Adevărul Rău, cu dânsul e clar. Și sensul întrebărilor, cum au spus, sunt clare. Poziția lor este clară. Dar eu întreb cetățenii Republicii Moldova. Ce treabă avem noi acum cu sancțiunile care le pune Occidentul, europenii, americani, împotriva Belorusiei? Noi suntem o țară mică. Noi trebuie să avem relații bune cu toți. Și cu Belorusia, și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, și Federația Rusă, și așa mai departe. E ca, ce va obține Moldova în afară de faptul că un ambasador străin ia de acel președintele țării, ca bravo, tu ești maladeț pentru că te-ai alterat sancțiunile. Dar noi, cetățenii, ce câștigăm de asta? Nimic nu câștigăm. Ce avem noi câștigat de la declarația unor bănci comerciale, spun că Banca Națională le-a dat indicații, că să stopeze decontările sau tranzacțiile, transferurile economice cu unele companii din Belarusia. Oameni buni, ce treabă avem noi cu asta? Noi în Rusia, în Belarusia, scuzați, avem comerț extern bilateral de 180-200 de milioane de dolari pe an. Este o sumă impunătoare. Locul 7, apropo. Partenerul comercial numărul 7 din toate țările lumii este Belarusia. Noi exportăm acolo vinuri. Este pe locul 1. Belarusia ca destinație vinurilor moldovenești. Noi exportăm fructe, legume, conserve. Importăm de acolo tractoare. În toate satele moldovenești sunt tractoare MTZ. Tractoare bune. În Chișinău avem troleibuse, autobuse. Și ce propuneți voi acum? Ca noi să blocăm toate relațiile cu Belarusia din cauza că asta cer americani și europeni? Și eu sunt categoric împotriv. Și nu să mai oprim și zborurile, și să mai trecem, și așa mai departe. Și la ce o să ducă chestia asta? Încă o dată spun, cineva din Europa a să bată din palme. Dar noi, cetățenii țării, ce avem de câștigat de la asta? E că asta se numește control extern asupra instituțiilor. Banca Națională este sub control extern, instituția prezidențială este sub control extern, dacă merg pe așa abordări. În ce ține de situația din Belarusia, eu am spus mai multe ori, să clarific ce ține între ei. Ține de lucrurile lor interne. Asta este poziția mea. Referitor la partea economică și socială din Belarusia, tot timpul am spus și repet. Eu mi-aș dori ca economic-social Moldova să arăte ca Belarusia. Și drumurile să fie ca în Belarusia. Și întreprinderile agricole să fie ca în Belarusia. Și industria să fie ca în Belarusia. Putem și noi reveni la producerea industrială, tractoarele să avem pe noastră înapoi. Nu, știți, era vierul în timpul sovietic. Eu lucrul ăsta mi-l doresc. Și cred că mare majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își doresc acel lucru. Iar cei ce sunt de politică, cei ce sunt de... Las clarific ce intri. Deci poziția mea fermă la întrebarea dumneavoastră, probabil mai este și mai departe așa întrebări. Eu sunt categoric împotrivă că Moldova să se alăture sancțiunilor internaționale față de orice țară. Dacă, de exemplu, Statele Unite, Uniunea Europeană, sancțiuni pun împotriva Rusiei. Eu sunt împotrivă că Moldova tot să alăture sancțiunilor. Sau Rusia, dacă ar impune sancțiuni față de Uniunea Europeană. Eu sunt categoric împotrivă că Moldova să se alăture acestor sancțiuni. Și eu cred că marea majoritate cetățenilor își doresc același lucru. Accent TV. Какова истинная цель визита Майя Санду в Высший Совет Магистратуры? И совершали ли вы такие визиты в бытность президента? Собирали у себя президентуры судей и так далее? Ну, я ответил на этот вопрос на молдавском языке. Повторюсь, я считаю, что это попытка надавить на Высший Совет Магистратуры для того, чтобы получить нужный результат по выборам члена Конституционного Суда. Я никогда не был адвокатом, либо другом судей каких-то там, судебной системы и так далее. Я всегда держался удаленно, равноудаленно от других ветвей власти. Не должен президент в это вмешиваться. У президента есть свои полномочия, свои обязательства согласно Конституции. А пытаться играть роль тирана, либо роль президента как в президентской форме правления в Молдове, это непозволительно, это превышение своих полномочий.
И рано или поздно за это в любом случае придется отвечать. Мы себе этого не позволяли, и я считаю, что и другие себе это не должны позволить. Канал Чинчи. Кума причается видеть Тадьера Пшинтла Чисин. Ну, вину, Чеш Антрибари. Антон Антрибари для канал Чинчи. Кум квалификация Вельмент Лидим Белорус. Ну, держа менționатора смысла Чеш Антрибари. НТВ. Care este стратегия și mesajul pentru campania electorală? Mergi împreună cu Pecermin în teritoriu? La moment, întrederile care le-am avut ieri și alaltă ieri, eu am fost singur, în sens că în calitate de candidat în deputați. Da, la întrevedere au fost direct cu cetățenii, nu alături de mine, că cu lor de cuvânt au fost și reprezentanții Partidului Comuniștilor. Ei au oameni în teritoriu, au organizații, care s-au implicat destul de activ în campanie electorală. Și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru și vreau să vă spun că este o anumită doză de optimism și de încredere în victorie datorită acestui bloc electoral al comuniștilor și socialiștilor care noi l-am găsit. Strategia și mesajul pentru campanie electorală, eu cred că mesajul dumneavoastră îl vedeți deja în pliantele care au fost lansate. Strategia este simplă, mergem din casă în casă, avem cât mai multe întrevederi, ne străduim să nu atacăm, dar să răspundem la toate învinuirile. Deci săptămâna asta, învinuirile în adresa noastră au curs gârlă. Începând cu motorina, nu știu ce. Ce vedem noi cu motorina? Motorina a venit, o să ducă la agenții economici. Cu grâu, nu știu ce, iară s-o aninat. Ei nu au temă de campanie și așa, să gândesc cumva ca să ridice oamenii. Dar oamenii au obosit de toate aberațiile astea. Oamenii vor soluții la întrebările, la problemele cu care ei se confruntă. În TV a doua întrebare. Care este mesajul oamenilor din teritoriu care au așteptat majorări de salarii, construcții de drumuri, dar în niciun caz alegeri anticipate? Bună întrebare. Practic, la fiecare întrevedere, la fiecare întrevedere, dar eu am avut deja 12-13 întrevedere electorale, sau chiar 14 în aceste două zile, toți spun, marea majoritate cetățenilor spun că anul acesta trăiesc mai prost ca anul trecut. E un lucru foarte important. Anul 2021, din punct de vedere a agriculturii, a luptei cu pandemie, el e mai bun ca anul trecut. De ce? Anul trecut a fost secetă, anul ăsta sunt ploi. Roada o să fie destul de bună. Anul trecut nu am avut vaccin anticovid. Și a fost număr de cazuri înalt, amul datorită vaccinării masive, chiar acum la Palatul Republicii merge un maraton bine organizat. Avem mai puține cazuri și avem vaccin împotriva COVID-ului. Adică, din punct de vedere obiectiv, situația e mai bună. Dar oamenii se simt că trăiesc mai rău. De ce? Pentru că cresc prețurile. Pentru că nu au încredere în ziua de mâine. Pentru că nu înțeleg de ce anul ăsta nu se fac drumuri bune ca anul trecut în fiecare sat. Doar în fiecare sat anul trecut au fost minim 1 milion și ceva de lei dat la drumuri. Anul ăsta nu s-a dat. Și că toate aceste întrebări, și eu îi întreb, nu le spun de ce se întâmplă. Și oamenii singuri spun. Îi spun, anul trecut a fost stabilitate. A fost o anumită stabilitate. Președintele țării, împreună cu guvernul, cu parlamentul, lucrau împreună și era clar. Era o siguranță în ziua de mâine. Era o echipă clară. Anul acesta e haos total. Eu am menționat și în alte emisiuni ale noastre care ne-am văzut și cu dumneavoastră când ne vedem în teritoriu, oamenii nu se simt protejați. Oamenii văd că instituția prezidențială, președintele țării, nu vrea să discute cu nimeni, chiar și pe prietenii ei de dreapta, pe Năstas și mai departe, pe toți au dat într-o parte. Oamenii sperau că după prezidențiale o să fie un președinte care unește pe toți. Nu contează. Că e de stânga Dodon sau că e nu știu cine, președintele trebuie pe toți să-i unească. Și trebuie să găsați posibilitatea să-i pui pe toți la masă discuții. Nu să-i pui cap în cap. Nu să creeze ca investigații tot felul de aberații false. Dar oamenii așteptau că după alegeri prezidențiale, președintele țării o să fie un om care înțelept, care o să încerce pe toți să-i unească. Dar noi avem 5 luni de conflicte, de războaie. Și în această situație ce se întâmplă? În această situație, petroliștii ridică prețurile. Cu toate că argumente pentru majorarea prețurilor nu este. Când eram eu în trecut președintea țării, s-au majorat prețurile la motorină și benzină. Nu s-au majorat. Din contră, la începutul anului au fost micșorate. Și pe urmă s-au ținut. De ce? Pentru că noi ținem situația la control.
Domnul președinte, chestiile astea nu se ocupă. Regulatorul nu se ocupă. Parlament nu-i, guvern nu-i, e haos total. E că este mesajul care se simte de la oamenii în teritoriu. Și speranța oamenilor este că, uite, 11 iulie, cu toate că nu au vrut tare alegerile acestea, pentru că ei vroiau ca după alegerile prezidențiale să fie liniște, măcar vreo 2-3 ani. Și am iarăși chemat la urnele de vot. Și mesajul lor este, domn Dodon, noi o să vă alegem, o să ieșim la alegeri. Nu o să ieșim la alegerile parlamentare, noi vedem pericolele care sunt. Dar vă rugăm foarte mult, ce spun oamenii, după alegeri, faceți așa ca să fie bine în țară. Găsiți limbă comună acolo sus cu cine vreți, dar nu ne mai vreți în campanii electorale și așa mai departe, pentru că am obosit. Și faceți regulă în țară. Pentru că haosul ăsta de 5 luni, din cauza instituției prezidențiale, pentru că eu am văzut ce spune doamna Maia Sandu, de tot e divină Dodon, dar eu cu ce-s divin? Ce eu am dizolvat Parlament? Ce eu n-am vrut să numesc un guvern? Să numeam un guvern, acum era deja, toate problemele astea erau hotărâte. Toate aceste probleme și haos și instabilitate e din cauza ambițiilor instituției prezidențiale, a președintelui. Cu regret. Dar oamenii lucrul ăsta îl știu. Și o să-l taxeze la alegerile care vin acum. Sputnik. Trebuie sau nu justiția să fie temă de campanie electorală? În campanie electorală fiecare își alege subiectele care să fie justiția, corupția, salariile, pensia și așa mai departe. Să spui că nu trebuie să fie campanie electorală, nu poți. Poate să fie campanie, subiect de campanie electorală justiția, dar nu trebuie să fie implicată justiția în campanie electorală. Lucrul ăsta este evident. Cum comentați implementarea noii taxe de imobil de către APL? Credeți că lucrurile trebuie explicate cetățenilor, în special cu venituri mici? Eu am văzut această întrebare și a venit și din partea cetățenilor. Eu consider că nu este justificat la această etapă astfel de noi taxe sau majorări de taxe. Și ar fi bine ca autoritățile publice locale unde s-au majorat aceste taxe să iasă să explice. De exemplu, în Chișinău, lasă iasă primarul sau cine să explice ce s-a întâmplat, s-au majorat sau nu s-au majorat. Pentru că unii spun că pensionarii și cei cu venituri mici sunt scutiți de oricare plată, alții fac politică pe asta. Eu cred că autoritățile publice locale, pentru că asta nu este, pentru că eu am văzut diferite declarații, că asta parlamentul a făcut, guvernul și așa mai departe, asta este decizia autorităților publice locale. Deci ar fi bine ca autoritățile publice locale să iasă să explice. Mai mult ca atât, eu cred că categoric nu poate fi admis majorarea taxelor la persoanele vulnerabile. În condițiile că noi încercăm să ajutăm pensionarii, e că în luna aprilie noi le-am dat de Paște câte 1.000 de lei la fiecare pensionar cu pensia mai mică de 4.000 de lei. Asta a fost inițiativa mea. Am venit cu unele propuneri pentru veterani, care au fost aprobate, și multe altele, pentru păturile social vulnerabile. În aceste condiții, categoric nu trebuie admis majorul de taxe. Taxe locale, așa numitele. De ce administrațiile publice locale ar fi bine să iasă și să explice acest lucru? 3. Unii actori politici au readus în campanie tema reorganizării administrative a Republicii Moldova. Credeți că după alegeri acest subiect ar trebui să fie o prioritate pentru noul parlament și guvern? Eu vreau încă o dată să spun foarte clar care este poziția socialiștilor și comuniștilor, pentru că acest lucru eu l-am auzit și din partea unor primari ieri la Ungheni, care mi-au adresat această întrebare. Sunt două lucruri diferite. Primul, autonomia financiară. Ieri, socialiștii comuniști au semnat cu calmul, asta e organizația asta unde se unesc toți primarii, administrația publică locală, un angajament care presupune sporirea autonomiei financiare a autorităților publice locale. Asta e un lucru. Și a doilea, asta e reorganizarea. Pe care eu vreau să știți poziția mea foarte clar. Noi suntem categoric împotriva lichidării raioanilor și primăriilor. Și cei care speculează pe acest lucru, ca să știți, poziția noastră comună, Blocul Socialiștii Comuniști, este aceasta. Noi suntem împotriva întoarcerii la județe care au făcut-o cei de dreapta, partidele de dreapta la sfârșitul anilor 90, și noi suntem împotriva lichidării primăriilor. Pentru că am văzut că sunt idei că din 900 de primării se fac 100. Asta e prostie. Și noi așa proiecte nu o să votăm și nu o să susținem. Mă refer la poziția noastră, poziția mea și poziția colegilor mei.
Pe al doilea subiect, în ce este de autonomia financiară, noi susținem ideea că o parte din impozitele acumulate de la activitatea economică pe un anumit teritoriu să rămână la discreția primăriei sau autorități publice locale. Ce înseamnă asta? La moment, la primărie rămâne impozit pe venit a persoanelor fizice și taxele locale. Restul, impozit pe venit a persoanelor juridice, TVA-ul, alte taxe, merg în bugetul de stat. Și de bugetul de stat, pe urmă, ele, ca defalcări, se transferă la bugetele locale. Păi e că aici eu susțin ideea că o parte din aceste impozite să rămână la discreția primarilor și consiliilor locale. Pentru că ei să fie motivați. Că dacă atrag mai mulți agenți economici, dezvoltă business-ul în sat la dânsul, atunci vin mai mulți investitori și rămân mai mulți bani pentru rezolvarea problemelor locale. De ce? La acest subiect care am văzut că sunt speculații. 1. Nu lichidărilor raioanelor și primăriilor. 2. Da, pentru autonomia financiară cu posibilitatea de a lăsa primăriilor o parte din impozitele care se acumulează și transferă în bugetul de stat. Care e sensul să le luăm? Le transferăm în buget de stat și apoi le dăm înapoi ca defalcări. Deci sunt determinant deodată care este ponderea să rămân la dânșă. Ca ei să clarifice singur cu problemele care se confruntă. Acestea au fost întrebările de la mass media. Acum văd că sunt foarte multe întrebări de la cei care ne privesc. Așa. Irina Dobândă. Când vor fi rezultatele comisiei de anchetă în cazul răpirii judecătorului din Ucraina? Cum comentați faptul că dosarul Ceaus merge la Curtea Constituțională? Noi cu toți așteptăm rezultatele acestei comisii de anchetă. Eu cred că declarațiile recente de filaj a membrilor de familie și așa mai departe este o încercare de a sutrage atenția și de la aceasta. Eu sper foarte mult că în timpul cel mai apropiat comisia de anchetă va ieși cu un raport detaliat totuși ce s-a întâmplat cu Ceauș. De ce se merge la Curtea Constituțională? Probabil să încearcă să utilizeze acest subiect din nou ca punct de discuții, pentru că Curtea Constituțională să rezolve problema care este. Pentru că problema este. Cineva încearcă să utilizeze Curtea din nou ca instrument politic pentru a rezolva un caz care are rezonanță publică foarte mare. O să vedem, o să urmărim foarte atent. Sofia Sovalciuk, что вы считаете касательно того, что действующий президент блокирует повышение заработных плат медицинскому персоналу? Удастся ли партии социалистов все-таки добиться своего и настоять на повышение? Госпожа Совальчук, мне этот вопрос задали позавчера в Анининой. Я был на встрече в районной больнице. Кстати, доктора очень хорошо знают, что по моей инициативе началась процедура увеличения в два раза зарплат медицине. В прошлом году были первые два этапа на 60%, и с 1 июля должно было быть на 40%. Хочу напомнить, что социалисты проголосовали за этот проект, но Майя Санду распустила парламент и заблокировала таким образом следующий этап, последний в этом году, увеличение зарплат медицинским работникам, медицинскому персоналу. Получится ли нам все-таки продвинуть этот проект? Я уверен, что у нас получится. Мы будем настаивать и в следующем парламенте, чтобы все-таки этот проект был принят. И я хочу вам напомнить, что я считаю, что как минимум по двум секторам бюджетным, это образование и здравоохранение, нам нужно увеличивать существенно зарплату. Образование – это будущее страны, это подготовка детей. Здравоохранение – это здоровье нации. Поэтому здесь должна быть достойная зарплата. Как для докторов, учителей, так и для обслуживающего персонала. Потому что, к сожалению, зарплаты тех персонала, в тех же школах, в тех же больницах, у нас остался на довольно, зарплаты остались на довольно низком уровне. Там тоже нужно будет увеличивать. Тудор, ce veți întreprinde de la faptul că Maia Sandu se implică în campania electorală și îndeamnă să fie susținut partidul condus de ea din umbră? Lucrul ăsta este evident. Există, dacă nu greșesc, o hotărâre a CEC-ului, Comisiei Electorale Centrale sau Curții Constituționale, din luna ianuarie-februarie 2019, când erau alegeri parlamentare și eu, în calitate de președinte, am mers în țară și avem întrevederi mari. Nu le numeam electorale, dar au fost interpretate ca activități electorale. Și atunci CEC-ul, Comisia Electorală Centrală sau Curtea Constituțională, îmi pare Curtea Constituțională, a emis o hotărâre. Președintele țării nu are dreptul să se implice. În caz dacă președintele actual se va implica, atunci, evident, încalcă normele constituționale și normele legale.
Noi, în cazul ăsta, trebuie să fie sesizate cecul, trebuie să fie sesizate organele respective pentru ca să ia atitudine. Răspunderea poate fi foarte diferită și pentru concurentul electoral pentru care se face această agitație indirectă, dar cât și pentru persoana care face agitație. Ion Albot, vorbiți de programe apă și canalizare, însă nu ne deconectează de la apă în cupcini edineți. Domnul Albot, eu am primit mesajul acum, o să încercăm să ne clarificăm ce e acolo. O să rog pe doamna Greceana, este responsabil de zona din Nord. Chiar o să iau informații în timpul cel mai apropiat și o să mă clarific. Eu planific în 2 săptămâni să fiu la Nord, o să am o întrevedere și la Cupcin, la sigur, în oraș Cupcin, și o să discutăm acolo, să vedem care este problema, dacă nu se rezolvă până atunci. Gena Otto, domnule domn, te susținem, deschideți, vă rog, Rusia. Probabil se referă la ceea ca cetățenii din Republica Moldova să poată pleca în Federația Rusă fără obstacole. Eu cred că odată cu campania masivă de vaccinare în Republica Moldova și micșorarea numărului de cazuri și dacă se va menține această tendință, în timpul cel mai apropiat, sper foarte mult că partenerii noștri ruși vor lua decizia să scoată interdicția de intrare în țară a cetățenilor Republicii Moldova. Eu sper că acest lucru se va întâmpla în luna iunie. Pasca Tatiana, pensionarii care primesc 1000 de lei pe lună, când se va mări pensia? Doamna Tatiana, noi am venit cu mai multe inițiative în acest sens. Eu cred că faptul că blocul s-a unificat, mă refer socialiștii și comuniștii, noi vom începe implementarea cu aceeași echipă care a fost și anterior, unor practici bune anterioare. De exemplu, pe timpul când eu eram ministru, Voronin președinte, Greceana e premier, la noi pensiile se indexau cu 20%. E că noi trebuie să revenim la aceeași abordare. Numai cum am spus recent într-o localitate din Anenii Noi, cu 20% nu trebuie la toți. La cei care au pensii mic, la cei care au pensii mari, le ajuns cu 4-5%. Noi pe așa abordare o să mergem. Și asta va fi propunerea noastră imediat pentru a fi implementat de către Parlament după alegeri. Iona Babi, cum apreciați lansarea în politică a Marianei Durlășteanu și cum comentați declarațiile care le face inclusiv la adresa dumneavoastră sau guvernului Dodon? Eu nu urmăresc astfel de declarații. Fiecare cetățean în Republica Moldova are dreptul de a se lansa în politică. Și cei de stânga și cei de dreapta. Lasă să lansez. Care va fi rezultatul? Vom vedea. Evgenii Александрович, Igor Николаевич, не боитесь ли вы, что господин Воронин, как опытный политик и стратег, будучи в парламенте, как бы помягче сказать, он вас кинет? Главное, чтобы он народ не кидал. Я не думаю, что будет такая ситуация. Никто никого не кинет. Мы будем действовать вместе. Коммунисты и социалисты, социалисты и коммунисты, мы будем действовать вместе. Мы объединили усилия для того, чтобы победить на этих выборах. И мы победим. И это видно по реакции правых, которые очень боятся этого блока. Они очень боятся этого союза. Мне задали этот вопрос, который здесь Евгений Александрович задает, в одном маленьком селе, ну небольшом, в Анениной, русскоязычном, мне задали такой же вопрос. Начали перечислять, где ошибался Воронин, где тот, тот, тот. Я говорю, слушайте, оставляйте это в сторону. Если мы сейчас начнем вот все это, мы не победим. Мы объединили усилия, должны победить для спасения Молдовы. И я уверен, что мы с этим справимся. Второй вопрос от того же Евгения Александровича. А что блок социалистов и коммунистов в будущем парламенте будет предлагать по пенсионному возрасту? Лично у меня 5 знакомых, которые после выхода на пенсию прожили от 1 до 3 лет. Жесть. Евгений Александрович, мы по моей инициативе мы приняли первый этап, первый закон был, что после выхода на пенсию минимум, если не ошибаюсь, 5 лет гарантирована пенсия второму члену семьи, ну, мужу или супруге, если пенсионер, к сожалению, уходит из жизни. Вот мы такой закон по моей инициативе мы приняли. Потому что человек работает всю жизнь, платит налоги, у него есть определенный доход или сумма на своем пенсионном счету, и он, к сожалению, умирает. Вот этот закон был принят по моей инициативе в 2019, начале 2020 года. Вот на ваш вопрос, что мы предлагаем? Вот мы предлагаем вот этот закон, чтобы мы сделали изменения, чтобы он касался большего периода и большего количества людей. Для того, чтобы второй член семьи,
либо наследники имели право получить эти деньги. Я думаю, что это справедливо. Нина Пулбери, Скутару, кум привис фапту ка чек шчече ау атытя антельнир к амбассадоре ж дипломатии динокчинен шуе. Каре есть индепенденция честор институции? Doamna Nina Pulberi Scutaru, aici aveți dreptate, eu tot am întrebări foarte mari. Și chiar dacă insistă unii ambasadori să întâlnească, eu cred că reprezentanța acestor instituții ar putea să refuză. Pentru perioada electorală, spun oameni buni, noi suntem în perioada electorală. Ne vedem până la începutul campaniei electorale, după campania electorală. Deci întâlnim, discutăm, despre ce doriți. Dar să faci presiuni în timpul campaniei electorale, asta e implicarea factorului extern. Eu nu am văzut să facă același lucru ambasadorul Rusiei sau Chinei. Eu am văzut că fac ambasadorul SUA, UE și așa mai departe. Asta e încercarea de a pune presiuni pe instituțiile statului și toate declarațiile lor că ei sper că să fie un guvern care se va uita la Europa și așa mai departe. Dar că va fi un guvern care se va uita la Moldova. Va fi prieten și cu Rusia și cu Europa. Asta ce e rău? Oamenii să-și doresc. De ce ambasadorii țărilor străini își permit acest lucru? Asta e o întrebare foarte importantă. Dar ce își permit? Pentru că nu îl dă nimeni peste mână. Trebuie instituțiile statului să reacționeze. Spun, dar nu vă implicați. După alegeri o discutăm. Людмила Медведева. Чей Джуджулевский порт? Я объяснял на одной передаче, что земля, где Джуджулевский порт, это исключительная собственность государства Республики Молдова. Сейчас активы, которые построены на этой земле, перешли под полное управление Европейского банка реконструкции и развития. Нужно разобраться, как они будут работать в интересах Молдовы или нет. Потому что закон, потому что у нас есть отдельный закон о порте, о Джуджулевском порте, четко предусматривает, что этот актив стратегический для Республики Молдова должен работать в интересах государства Республики Молдова. Если нет, то можно применить разные возможности для того, чтобы с этим справиться. Но земля под этим портом наша, и никто ее не увезет. А с теми, которые взяли под контроль, я думаю, что после выборов правительство должно ввести серьезные переговоры, понять, с каким, для чего они взяли под контроль этот порт, что они хотят делать дальше и так далее. Виктор Баксан, câte locuri de votare vor fi în Rusia? Victor, la ultimele alegeri au fost 17 secții de votare. Eu am înțeles că ca și cei din Occident, cei din Federația Rusă au cerut majorare, mi se pare că au cerut majorare până la 22 sau 23. Deja Comisia Electorală Centrală trebuie să ia decizia. Majorează numărul secții de votare sau lasă același număr secții de votare ca și la alegerile precedente. Aceasta este la decizia Comisiei Electorale Centrale. Аркадий Ильи, вы не боитесь, что выборы могут сфальсифицировать? Ведь очень многое стоит на кону. Андрей, я думаю, что внутри страны фальсифицировать выборы в принципе невозможно. Вот я проводил не одну избирательную кампанию за последние 10-11 лет, с 2009 года. Мы проводили кампании. Внутри страны при нынешней системе голосования практически невозможно. Еще в 2011 у меня была фальсификация в Кишиневе, когда я шел на мэра. А сейчас практически, еще раз говорю, внутри страны невозможно. Подкуп купить там 200-300 лей, это делается. И это было и на прошлых выборах. Но фальсифицировать не получится внутри страны. За рубежом факт фальсификации он был констатирован в диаспоре в Европейском Союзе. Как этому противодействовать? Нужно побольше наблюдателей на этих участках. И на этих выборах у нас будет больше наблюдателей на западных участках для голосования. Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы нам победу ни в коем случае не украли. Я уверен, что вы тоже этого хотите. И я уверен, что граждане Республики Молдова сейчас будут более сплоченны для того, чтобы голосовать и потом отстаивать результат этих выборов. Анна Славянка. Будет ли еще в Молдове вакцина «Спутник V», Игорь Николаевич? Она обязательно будет вакцинована. Во-первых, мы должны получить те 60 тысяч дополнительных доз из гуманитарной помощи, потому что мы получили только 120 тысяч. Нужно получить еще 60 тысяч.
И мы получим их, вот я общался недавно с российскими коллегами, получим в ближайшее время. Но кроме этого, мы заявили о нашем намерении купить 1 миллион доз вакцины «Спутник» для вакцинации в Республике Молдова. Мы знаем, что в России сейчас не просто с процессом производства, очень большие запросы на внутренний рынок, на внешний. Но я уверен, что мы этот миллион вакцин купим и доставим гражданам Республики Молдова. Руслан Викторович, из вас получился бы лучший премьер Молдовы. Ну, время покажет. Василий Стратан, Весфач, компания «Электорал», «Диаспора», «День Европа». Домнин Стратан, Василий Ной, вам фачи компании «Электорал», «Песте тот», «Унде сунд», «Четоцени ноштри», «Индиференту десал», «Диаспора», «Не Европа», «Русия», «Ланорду цари», «Салосуду цари». Ной вам «Инчеркас», «Ажунчимшся», «Дискутен куфикарь». Шежа фикари валуа дечизия печине шикум вотяза. Стимас приятень, очистил фос антреберли, патус зашчинч ди минуте. Ю кредка араспонс антреберли, че кари сен чели май куренти. Ве мулцумеск, санатате, куда мне ажута шни вдем, мэни пой мэни ан территорию. Апропо, лунь, дак не грешеск, и ультиму сунет, eu vreau să felicit toți absolvenții. Eu am trei absolvenți. Unul, cel mic, absolvește grădiniță, dacă îi spunem absolvent, și merge în clasa întâia, are matineu în acest weekend. Eu știu că mulți părinți vor avea aceleași sentimente pe care le voi avea și eu în aceste zile. Cel mare absolvește liceul, clasa 12, deja trebuie să plec și la studii, la universitate. Eu vreau să felicit toți absolvenții, indiferent că e vorba de clasa 12, 9 sau 4 sau grădiniță. Și în special vreau să felicit părinții, care ca și mine, ca și soția mea, au emoții foarte mari când copiii cresc. Unii trebuie să plece de casă, că cel mare pleacă de acasă, deja. Sunt sentimente de bucurie, de grijă ce vor face ei mai departe. Aveți grijă de cei dragi, de cei apropiați, de copii, de părinți și totul va fi bine. O să facem față la toate provocările. Sănătate, succese și cu Doamne ajută!